2. În aceea zi, spre seară, în apartamentul de burlac de la etajul al 21-lea al clădirii Hardin, aparținând lui Joy Ramsat, Pablis Manilo sorbea lene vin dintr-un pahar. Slăbănogul Pablis Manilo, îmbătrânit înainte de vreme, îndeplinea în cadrul fundației două funcții importante. Era secretar cu afacerile externe la cabinetul primarului, iar pentru toți sorii externi, mai puțin pentru fundație, era și primat al bisericii furnizor al hranei sfinte maestru al templelor și câte altele, toate titulaturile fiind formate din cuvinte cu sonorități menite a impresiona. Dar a fost de acord, spuse Manilo să te lase să-l trimiți pe acel neguțător. E un pas înainte. Cam mic în cuvință sat. Nu obținem niciun rezultat imediat. Întreaga afacere reprezintă un plan foarte general, întrucât nu avem posibilitatea de a prevedea sfârșitul. Acum lăsăm lucrurile să se desfășoare de la sine, sperând că pe undeva, pe parcurs, vom găsi și rezolvarea. Adevărat, iar acest Malău este un om capabil. Dar dacă nu se va lăsa tras pe sfoară, e un risc pe care trebuie să îl asumăm. Dacă e un caz de trădare, nu pot fi amestecați decât oameni competenți. Dacă nu, avem nevoie de un om capabil să afle adevărul, iar Malău va fi precaut. Ți s-a golit paharul. Nu mulțumesc, am băut destul. Să își umplu paharul și rămase în așteptare, lăsându-l pe Malău în voia gândurilor sale neliniștite. Oricare ar fi fost aceste gânduri, ele nu i se clarificaseră pentru că primatul întrebă pe neașteptate: Sat, la ce te gândești? Uite care e situația, Manilo. Ne aflăm în miezul unei crize, Seldon. Manilo îl privi atent, apoi întrebă domorul: De unde știi? A apărut din nou Harry Seldon în bolta timpului? Nu-i nevoie de asta, prietene. Ascultă și gândește-te bine. De când Imperiul Galactic a abandonat periferia și ne-a lăsat de capul nostru, n-am avut niciodată vreun adversar care să posede energie atomică. Acum avem, pentru prima oară, unul. Acest aspect mi se pare interesant, chiar dacă ar fi singurul, dar nu e. Pentru prima dată, în mai bine de 70 de ani, ne confruntăm cu o criză politică internă majoră. Aș îndrăzni să spun că sincronizarea celor două crize, cea internă și cea externă, face ca afirmația mea să nu poată fi pusă la îndoială. Manilor îl privi printre gene și spuse. Nu-i de ajuns. Până acum am avut două crize Seldon și de fiecare dată fundația era în pericol de a fi exterminată. Nu poate exista o a treia criză dacă pericolul acesta nu apare. Sat nu dădu semne că își pierde răbdare. Pericolul e aproape. Orice nepriceput poate detecta criza. Important pentru stat ar fi detectarea ei încă în fază embrionară. Ascultă Manilo. Mergem înainte pe drumul unei istorii planificate. Noi știm că Harry Seldon a pregătit posibilitățile viitorului. Știm că într-o bună zi vom reclădi Imperiul Galactic. Știm că ne vor trebui o mie de ani sau cam așa ceva. Și mai știm că în acest interval ne vom confrunta cu anumite crize. Prima criză a izbucnit la 50 de ani după întemeierea fundației, și a doua la 30 de ani după prima. Au trecut de atunci aproape 75 de ani. E vremea, Manilo! E vremea! Manilo se frecă la nas nevoind să creadă. Și ți-ai făcut planuri pentru a înfrunta criza? Sat în cuvință cu o mișcare a capului. Iar eu, continuă Manilo, trebuie să joc un rol în acest plan. Sat în cuvință din nou. Înainte de a face față unei amenințări atomice străine, trebuie să facem curățenie în propria noastră casă. Neguțătorii ăștia... Aha! Primatul rămas înmărmurit, iar ochii îi trădară o atenție încordată. Așa este, neguțătorii. Sunt utili, dar sunt prea puternici și prea puțin ținuți în frâu. Sunt străini, educați în afara religiei. Pe de o parte le încredințăm cunoașterea, iar pe de altă eliminăm controlul sever asupra activităților. Dar dacă am putea dovedi trădarea? Am putea, printr-o acțiune directă, simplă și eficientă. Dar nu acesta este cel mai important lucru. Chiar dacă printre ei n-ar exista trădători, oricum ar constitui un element de nesiguranță în societatea noastră. Nu ar mai fi legați față de noi nici prin patriotism, nici prin simplă descendență și nici măcar prin credință religioasă. Sub conducerea lor lipsită de religiozitate, provinciile exterioare, care încă de pe vremea lui Hardin ne consideră drept planetă sfântă, s-ar putea desprinde de sub influența noastră. Înțeleg toate astea, dar remediul? Remediul trebuie găsit repede până să devină acută criza Seldon. Riscurile ar putea fi foarte mari dacă în exterior există arme atomice, iar în interior, în străinare. S-a pus jos paharul pe care îl învârtea între degete. Fără îndoială că aceasta este misiunea ta. A mea? Eu nu o pot face. Funcția mea a fost obținută prin numire și nu prevede putere legislativă. Primarul? Imposibil. Personalitatea lui e total negativă. Este energic doar atunci când e să se eschiveze de responsabilități. Dar dacă se ridică un partid independent care i-ar putea periclita realegerea și ar putea permite să se lase condus. Sat, eu nu am calități de politician pragmatic. Las asta în seama mea. Cine știe Manilo? Încă de pe vremea lui Salvor Hardin, funcțiile de primat și de primar nu au fost niciodată întrupate într-o singură persoană. Dar asta s-ar putea întâmpla acum dacă ți duci misiunea la bun sfârșit.